Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out are astăzi o misiune specială, aceea de a vă prezenta două personaje într-un cadru nou la Petrolul, și mă gândesc aici la o producție care să vă satisfacă și care să îi aducă în prim plan pe Ivan Gonciaruc, directorul de dezvoltare strategică a clubului Dacia Buiucan din Republica Moldova, și Marius Codescu, directorul Academiei Petrolul. Bine ați venit la emisiune, stimați invitați. Haideți să începem să-i prezentăm puțin pe cei doi. Vorbim despre cel din stânga mea, Ivan Gonciaruc, este directorul de dezvoltare strategică a echipei Dacia Buiucan. Iată un tip, ce-i văd eu așa, ceva la 40 de ani, deține funcția aceasta din anul 2021, ocupă din 2020 și funcția de ofițer de dezvoltare comunicare la UEFA, fiind CEO și fondator al companiei de marketing sportiv Creathlon Sport Management. Provine din lumea mass media, are 20 de ani, scuzați-mă, de 20 de ani, ocupă funcții mai mici sau mai mari la mai multe ziare, a fost editor și publicist al revistei de literatură și arte, realizator al departamentului sport al Publica TV, dar și realizator, prezentator al revistei de presă de la postul de radio Vocea Basarabiei. L-am văzut în mai multe ipostaze și ca director general la Radio Sport FM, un post ascultat în Republica Moldova. De 10 ani este și prezentator de evenimente publice, animator, antrenor, expert în branding personal, comentator sportiv, un invitat care probabil că va fi în joc de gleznă astăzi și vă va răspunde dumneavoastră la tot ceea ce o să îl provoc. Academia Petrolul este reprezentată astăzi de Marius Codescu, este cel care ocupă funcția la vârf. A fost adus la Petrolul de către finanțatorul Marian Copilu, coordonează activitatea Centrului de Copii și Juniori. Codescu a lucrat de-a lungul timpului la Zimbru Chișinău, în Emiratele Arabe Unite la Al Dhafra, la echipa de U19 a clubului saudit, la Viitorul Constanța, la trupa lui Gică Hagi, la Viitorul Cluj, o altă academie cu destule valențe pentru România. Este și lector în cadrul Federației Române de Fotbal. Petrolul s-a înconjurat cu multe astfel de persoane care vor să alcătuiască un tot, care să ducă Petrolul acolo unde de fapt este locul. Vă reamintesc, la anul centenarului, este vorba despre o extraordinară, eu spun că este extraordinară pentru că nu multe echipe din România au această demnitate, o față extraordinară a unei echipe care eu o consider chiar extraordinară. La nivel de junior, Petrolul va juca în Liga Elitelor cu categoriile U18, U17, U16, 15 și 14, iar la feminin vine cu 3 grupe de această dată, cea a seniorilor urmând a juca în Liga 3-a, cea de U15 pe plan național, iar cea de U13 la nivel județean. Se închide așadar un cerc în care Petrolul avea de fiecare dată câte o felie lipsă. O ambiție care, din punctul meu de vedere, ar trebui să o vedem accentuată pe parcursul acestui tur de campionat, ulterior bifată la retur. La băieți, sezonul debutează la finele acestei săptămâni, iar dacă vorbim despre fete, startul acestora va avea loc o lună mai târziu, adică în septembrie. Am vorbit cel mai mult, sper că doar 10% din ce am discutat eu să fie în fața mea, cele 90 revin celor doi care sunt prezenți în fața dumneavoastră, și eu o să încep cu domnul Gonciaruc, venit special din Republica Moldova, undeva în zona Ploieștiului. Din start, domnule Gonciaruc, trebuie să le precizați telespectatorilor de ce această apropiere de Petrol. În primul rând, pentru că zicem noi de ce Petrolul, pentru că, uite, de exemplu, la o aruncătură de băț, dacă aruncă unul mai bine băț, o aveți Iași. De ce ați venit la Petrolul și de ce nu la Iași sau la Botoșani? În primul rând, bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
În al doilea rând văd că ați săpat adânc în background-ul meu și eu am uitat de jumătate din ceea ce ați spus despre mine. Mai întâmplă. De ce petrolul? Din mai multe considerente. Am să fiu sincer și am să vă zic că și apropierea asta moldovenească prin Sebastian Botnari a jucat un rol, pentru că suntem colegi cu Sebastian de foarte, foarte mulți ani și, îmi permit să zic, și prieteni. Dar inclusiv din cauza culorilor comune, pentru că și noi la Dacia Vulcani și petrolul, o echipă legendară din fotbalul românesc, are aceleași culori galben-albastre și simbolica este practic aproape 100% aceeași. Petrolul vin cu lupii, noi suntem cu simbolul vechi dacic Draco, care este jumătate lup, jumătate dragon sau zmeu, sau numim cum vrem. Și e suficient asta? Nu este suficient asta. Valorile și aspirațiile clubului Petrolul Ploiești, mai ales proiectul ăsta nou despre care vorbim acum, foarte mult coincid cu valorile și aspirațiile Academiei noastre Dacia Vulcani. Mai ales că mă bucur să-l văd pe recent venitul Marius Codescu, care ne cunoaștem din perioada activității sale la Zibru, în care am fost, să zicem așa, concurenți între academii, dar ne bucurăm foarte mult că am avut ocazia să avem astfel de specialiști și la noi în Chișinău. Care este scopul în sine al acțiunii? Să-mi spuneți dacă e cineva care pierde? E cineva care câștigă mai mult? Eu cred că... Sau ambele părți? Eu cred că ambele părți au de câștigat. Plănuim o serie de acțiuni comune, începând de la meci amical, începând de la schimb de experiență. Noi suntem o academie care, în scopul și strategia noastră de bază, este să creăm jucători tineri, cărora ulterior să le facem drum în fotbalul mare. De ce nu la Petrolul? Și la Petrolul. De asemenea, avem ca drept obiectiv, am vorbit și cu liderii de galerie, poate schimb de experiență. Noi suntem un club care, prima echipă a clubului, să zicem așa, echipa de seniori, este mai tânără. Din 2018 avem o echipă, dar la care joacă 96% undeva, doar disciplinii noștri. Adică 10 din 11, să zicem. Da, să zicem așa, da. 10 din 11 sunt disciplinii noștri. Sunt băieți. Marea majoritate sunt băieți tineri, până în 21 de ani, sau sunt băieți care au făcut școala, academia la noi, au jucat, pe unde au mai jucat și au revenit la sfârșit de carieră sau mai știu eu, să antreneze copii și să joace pentru prima echipă la noi. Avem și astfel de exemplu. Am înțeles. Plus, foarte mult, dacă îmi permiteți, foarte mult ne bazăm și pe activitățile sociale, pe implicarea socială, pentru că noi avem un program foarte dezvoltat de activități sociale și sper eu că și colegii de la Petrolul ne vor susține. Avem nevoie de experiență inclusiv internațională în acțiuni comune de implicare socială. Pentru că foarte mult contează acest lucru. Ok. Marius, spune-mi pe aceeași clădit, pe aceeași întrebare pe care am adresat-o colegului. Este scopul în sine al acțiunii unul care să aducă plus valoare ambelor echipe? Sau Petrolul gândește cu un pas mai mult decât Dacia Vulcani? Cu siguranță. În primul rând, eu am venit de foarte puțin timp. În primul rând, vreau să fac așa o conexiune. Cum am ajuns eu aici? Cu două luni înainte nici nu m-aș fi gândit vreodată, nici măcar prin cap nu m-ar fi trecut să existe Petrolul Ploiești în trajectoria mea. Știți cum e la noi? Meseria asta este foarte dinamică. Așa. Acum suntem într-un loc, vedeți dumneavoastră câte schimbări sunt la nivel de bănci tehnice în Liga 1, în Liga 2. Rolul meu este de formator. Formator, iau de jos, clădesc, formez antrenorii, pregătesc pentru a lucra pe un concept tehnic, o linie metodică unitară și asta trebuie să o fac, la un moment dat se termină un ciclu, trebuie să reiei din nou să dești, din nou muncești, din nou creezi. Este foarte greu. Au dat pe tine te înjură cineva? Sigur, cum să nu? Cine? Cum să nu? Sunt, de exemplu, schimbarea este foarte grea la om. Să te duci la un matur, să încauți să-l schimbi, să-i schimbi viziunea, să-i schimbi filozofia, să-i schimbi modul de a vedea lucrurile și normal că unora nu le convine. Cum reușești verbal? Da, cu argumente întotdeauna.
întotdeauna cu argumente, niciodată cu că așa vreau eu, că sunt director, niciodată, întotdeauna cu argumente reușesc, eu cred că mare parte, dar sunt și situații în care antrenorul sau omul nu acceptă pentru că rezistența la schimbare este foarte puternică, mai ales la roman, și uneori nu se întâmplă și atunci mergem pe alte drumuri. Și aici la Petrol ce ai găsit? Am găsit, s-a deschis ușa. Bună ziua! Da, mă așteptam să găsesc altceva de la un alt nivel, dar din păcate este de lucru. În schimb, am susținere totală din partea patronului, din partea președintelui. Adică te gândeai să fie mai bine? Da. Și e mai rău decât credeai? Nu mai rău, nu neapărat mai rău, cât mă așteptam la o organizare cât de cât a acestei academii. Dar eu văd lucrurile la un alt nivel. Pentru mine, academie înseamnă maxim. Când spun academie, nu e școală. Nu e școală de fotbal, nu e club, este un nivel maxim. Când spui doar termenul de academie și... Și are Petrolul prea mult? E prea pompos spus academie? Nu. Așteptările și ale mele și ale tuturor trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Asta se poate face, sigur, cu o echipă care se vadă și cu toată lumea care să ne uităm în aceeași direcție. Dacă începe să ne uităm unul la altul, nu este corect. Drumul cel mai corect este atunci când către un obiectiv privim cu toții. Uh-huh. Și acest lucru se poate face. Revenind la... Bun, am ajuns aici la Petrolul printr-un context de împrejurări. Domnul Marian mă știa pentru că inițial înainte de a semna cu Viitorul Cluj am fost încă să am o discuție cu CFR Cluj, dar a fost deturnat de domnul Zăvăleanu la Viitorul Cluj. Dar așa s-a întâmplat. Cum se fac chestiile astea? E ca în filme, cu mașini străine, cu pistoale? Da, numai că asta le punem în ghilimele. În ghilimele, da. Sigur. Adică deturnarea, cunoscându-mă cu domnul Zăvăleanu de vreo 20 de ani înainte, mi-a spus, dacă te duci acolo, în 3-4 luni o să vii la mine, pentru că eu am făcut insolvența și știu ce se întâmplă. Haide să vezi prea atât ce e la mine. Am zis, ok, fă-mă curios să vin. Și mi-a prezentat un cumul de documente. Am văzut cât de bine este organizat. Eu am spus în acel moment că doar Hagi, dacă mai este, având o experiență de 6 ani jumate acolo, la nivel scriptic, pe toate palierele foarte bine organizat, și am început așa categorie. Deci, printr-un context de împrejurări, am ajuns să fiu în vizorul sau într-o o discuție cu domnul Marian Copilu. Persoana a fost aceeași, Sebastian Bonar, care m-a propus aici, știindu-mă de la Zimbru Chișinău, lucrând împreună acolo și realizând foarte multe lucruri bune, care și acum au rămas. Conceptul și metodica sunt ale mele acolo și funcționează Academia după aceleași principii și sunt niște principii foarte sănătoase. Academia Zimbru produce jucători care sunt folosiți la echipa întâi și chiar au fost și vânduți. Dacă mă întrebați în asta de acest parteneriat, noi, pentru că acum vorbesc noi, că noi Petrolul, ne dorim parteneriate și am sugerat de când a venit și împreună cu echipa, cu patronul și cu președintele, am căzut de acord că este necesar să facem parteneriate cu oricine putem. Uitați-vă cluburile mari, Universitatea Craiova mai nou, chiar cu un club Câmpina de aici din zonă, ceea ce nu e bine pentru noi. Academia Agi, parteneriate cu echipe poate de la Satu Mare sau din Moldova sau... Este foarte important să ai parteneri. Sincer, ascult și mă minunez. Cum adică? Cine ar trebui să ducă Petrolul să bată la ușa la Câmpina? Eu credeam că e invers. Nu. Invers nu se va întâmpla. De ce? Pentru că există acest orgoliu românesc. Poate nu se gândesc vreodată cum să ajungă la acel nivel, ori noi suntem mai las că noi nu ne ducem acolo. Nu. Adică e o suficiență? Da. Da, asta să știți că așa este. O zonă de confort, las că este bine așa. Asta o întâlnești, inclusiv la antrenori o întâlnești. Uh-huh. Eu fiind și lector la SFA, la Școala Federală de Antrenori, predau licențe până la nivel de licența UEFA. Uh-huh. Adică am predat lui Burcă, lui Dănciulescu, lui Gianni Chiriță, lui Andrei Criste, antrenori care sunt la momentul ăsta până la nivel măcar de Liga a doua sau asistenți la Liga întâi. L-am avut pe Ilieș, asistentul Bergodi. Uh-huh. Și știu, există o suficiență care zici, că e bine așa, mă refer la cluburile mici. Atunci noi trebuie să mergem la cluburile mici, să le propunem parteneriate, să, dacă vor să lucreze cumva, poate și cu o linie metodică care noi o putem împrumuta. Și sub sloganul nostru, sub numele de Academia Viitorul, și atunci să propui
acest lucru în, sub ce auspicii sau cu ce avantaje, pentru că trebuie să fie win-to-win, întotdeauna ambele părți. Ai greșit spunând viitorul? Am spus viitorul? Da. Scuze. Petrolul, mă scuzați. Încă trebuie să mă curăț, da, exact. Trebuie să ambele părți să aibă avantaje. De exemplu, într-un parteneriat cu Dacia Republica, colegul meu a enumerat. Pot să fie jocuri amicale, pot să fie invitații la turnee, schimb de experiență, antrenorii dacă o să vină la noi, antrenorii noștri să meargă acolo, să vadă un alt context. Pot să fie la nivel de jucători, de poate noi vedem, eu știu ce produce Dacia Buica, lucrând 2 ani jumate în Moldova, eu știu, este o academie foarte serioasă. Produc tot timpul jucători și drept dovadă, colegul meu a spus, 10 din 11 joacă loc. Dar este real. Eu vă spun că este real, că eu cunosc. Și atunci, producând jucători, dar cota lor, cota jucătorului moldovean fiind foarte jos, noi trebuie să ne uităm către calitate. Ceea ce vedem, valoarea intrinsecă a jucătorului și să noi să gândim unde am putea să-l ducem dacă noi am putea, dacă implementăm sistemul nostru, ceea ce facem noi pentru dezvoltarea jucătorului, să luăm cu calitatea lui nativă și să dezvoltăm în contextul nostru. Se poate vorbi până la nivel de transferul de jucători, palierele pot să fie multiple. Acest memorandum, cum am lecturat că s-ar numi, durează pe o perioadă bine determinată? Asta... La moment nu este o perioadă bine definită, dar este un, știți, adică s-ar putea închide la un moment dat? Și când? Și de ce? Nu, s-ar putea închide doar dacă din ambele părți nu va mai fi interes, dar nu văd cum la momentul. Păi poate un litigiu, cine știe? Un memorandum presupune o colaborare de bunăvoință, că okay. două cluburi care văd în momentul de față că merg strategic spre aceeași direcție. Pot să înțeleg lucrul ăsta. Adică nu cred că neapărat presupune un contract de 5 ani care după asta trebuie renegociat cumva. Mergem în aceeași direcție, atât timp cât mergem în aceeași direcție, eu cred că e o colaborare perfectă pentru ambele părți. Haideți să-ți dau un studiu de caz. Uite, la Buiucan aveți un vârf de atac. Așa. Care... strălucește. Nu vorbim de anume, că știu că în primul rând nu vă face plăcere și în al doilea rând nu mi-a spune niciodată. Dar nu mai contează. Okay. Popescu. Îl zicem Popescu de la Buiucani, se ridică și la un dat, în urma acestui memorandum pe care l-aveți cu Petrol, Petrolul solicită că și așa nu prea are vârful dat al Petrolului. Și ia să-l aducem pe Popescu de la Buiucani. Ce zice Buiucani? Păi totul se discută. Cum să discută? Foarte simplu. Care este discuția? Uite, eu sunt președintele clubului Petrolul. Așa. Bă, vreau și eu pe Buiucan de la voi. Dă-mi și mie un sezon. Scuze-mă, pe Popescu. Dă-mi și mie un sezon să joace la mine. Ok. Se face? Cum? Păi de acum au venit și restul jucătorilor noștri care joacă acum inclusiv în Liga Superioară. Românească. Că avem discipoli în Liga Superioară. Adică are o sumă, are un target, băiatul ăsta? Păi, întotdeauna este un target, dar este discutabil. E discutabil și targetul. Da, sigur că da. Și acum, ca să revenim la uile noastre, maleabil, să zic așa. Foarte maleabil. Chiar aveți un vârf de atac care ar putea ajunge la Pedro? Eu cred că asta e o chestie internă pe care o să discutăm. Ia faceți-o externă, că de-aia zonă la emisiune, ca să vadă și Ploieștiul, că ne ocupăm și noi de ceva. Nu. Dar ar fi un vârf de atac, sincer. Da. Ar fi un vârf de atac tânăr care să plieze pe o... pe o Superliga românească? Aici depinde deja și de cum văd antrenorii, staful de antrenori. Sigur că da, sunt de acord. Eu pe tine te întreb pe tine, că tu ai venit la emisiune. Noi avem foarte multe talente. Foarte multe? Foarte multe talente. Care este cel mai bătrân talent pe care l-aveți? Bătrân talent nu cred că are mai mult de 21 la moment. Ai văzut despre ce e vorba? Da. Deci vorbim 16-21, da? Da. Noi suntem o școală de fotbal care pregătește tineri până în 21 de ani ca pe urmă să facă pasul spre fotbalul mare. De ce nu la Petrolul? Dar ce îi zice dacă și de la Petrolul ar veni câțiva jucători la Buiucan? Nu este chiar în strategia noastră. Noi creștem jucători autohtoni. Așa.
avem foarte mulți, suntem cea mai mare academie ca număr la moment din Republica Moldova, da? Peste 500 de copii. Și nu știu cum văd pasul ăsta partenerii noștri de la Petrol. Păi cine știe, poate îl văd bine. Dacă îl văd bine, de ce nu? Totul este posibil. N-am știut că Petrolul are probleme cu atacanții. Ieri au marcat 3 goluri. Cine a marcat 3 goluri? Petrolul. Da, domne, am înțeles. Stau bine. Petrolul? Îs potenți la capitolul. Da, da. Cu cât mai mulți, cu atât mai bun. O să rog colegii din redacție să îmi prezinte un material pe care l-am am insistat să fie aici, pentru că este vorba despre implicarea primăriei Chișinău la Buiucani, implicita edilului Ion Ceban. Și vreau să te întreb, în timp ce băieții pregătesc acest material, dacă această implicare este benefică pentru Academie. Eu aș spune în felul următor. Noi suntem, practic, în Superliga două cluburi din capitală, noi și Zimbru Chișinău, și orice susținere, inclusiv la nivel de colaborare cu administrația publică locală, este binevenită, pentru că, nu știu dacă sunteți la curent, dar în Republica Moldova nu avem foarte multe facilități legale vis-a-vis de sport, care ar urmează să discutăm și despre televiziune, despre jocuri, da, care ar ajuta sportul, și asta e o problemă foarte mare, în un impediment în dezvoltarea fenomenului fotbalistic în Republica Moldova. De aceea, orice implicare, eu așa v-aș răspunde, ne bucurăm că avem acest parteneriat cu administrația publică locală și eu cred că e și o mândrie, să nu zic că e rivalitate între noi și Zimbru, dacă am fost noi acei care le-am luat fața aici, să numim așa. Ce asta? După 2020, parcă? Da, probabil. Nu, acum nu. Da, vă spun. 2020, haideți să vedem materialul și discutăm imediat. Scopul acordului este această colaborare pentru promovarea modului sănătos de viață, pentru asigurarea unor condiții mai bune pentru copiii care vor să practice fotbalul, pentru promovarea în cupele naționale și sperăm internaționale ulterior a copiilor și a tinerilor care fac parte din club. Noi am avut o înțelegere la nivelul de Consiliul Municipal Chișinău și Primăriei Municipiului Chișinău că determinăm această colaborare pe o dimensiune multianuală. O să căutăm modalități cum să promovăm imaginea echipei. Practic rămâne, dacă vreți, până la urmă una din puținele sau singura echipă din Chișinău care poate fi în acest sens susținută de toată municipalitatea, după ce echipa cu care ne-am obișnuit, Zimbru, a trecut un pic într-o altă dimensiune fotbalistică. Sper foarte mult că putem să creștem generații de copii mulți aici, vrem parteneriate, vrem ca acest sport să se dezvolte ca și alte sporturi. De partea sa, clubul urmează să vină cu un suport pentru 40 de copii și să asigure că acești copii din familii social vulnerabile vor studia fotbalul pe gratis și vor putea să crească sportivi activi și profesioniști. Domnule Codescu, s-a putut aici? Aici la Ploiești s-o putea să vină odată primarul la stadion și să ia academia toată și să spună, bă, știi care-i treaba? Noi ne-am gândit să susținem noi Academia Petrol. O, bani la echipă, la astea, nu. Academia Petrol, să fie susținută de primărie. Există această oportunitate? S-ar putea? S-ar vrea? Deci eu nu pot să vă răspund dintr-un istoric sau din cunoștință, pentru că nu cunosc foarte bine. Dar vă pot spune foarte sincer, chiar dacă va durea, pot să vă spun părerea mea, care am sesizat-o. Văd o oponență care nu o pot înțelege și o adversitate față de Clubul Petrolul. Clubul Petrolul este un brand fantastic, dar nu la nivel de Prahova, la nivel național. 99 de ani, deci va face 100 de ani. Eu mă așteptam să fie toată lumea să meargă în aceeași direcție, toată lumea să susțină acest club. Asta, sincer, eu așa am crezut până am ajuns aici. Ajungând aici și
constantând, că nu există o bază de antrenament a clubului constantă, în care tu te poți antrena, unde poți să creezi un program fix, pentru că și copilul și părintele să știe, eu am lunea, miercurea și vinerea antrenament, de la ora 16 la 17:30, după aceea pot să mai fac o meditație, un not, un dans. Eu nu pot să creez un plan de antrenament, un program de antrenament săptămânal, eu ca director, pentru că eu îl creez, pentru că întotdeauna se schimbă bazele. Nu am reușit cu două, trei baze să legăm niște parteneriate, dar tot timpul primim așa o adversitate de neînțeles pentru mine. Nu, ce caută petrolul, de ce petrolul, petrolul ne strică terenul, dar nu înțeleg de ce. De ce nu vine cumva ajutorul din... Sunt câteva terenuri în zona Ploieștiului, un mare avantaj față de Cluj, unde la Cluj nu sunt baze, uh-huh, și nici nu există posibilitatea să te duci într-un alt sat sau o localitate apropiată. Sunt câteva baze care trebuie să le exploatezi la maxim. Se lucrează de dimineața până seara la 9, la 10, în continuu, pe terenuri mici, sintetice. La Viitorul Cluj aveam un teren de revă și unul sintetic. Și restul închiriate, restul tot închiriat. E, aici sunt foarte multe terenuri de iarbă și de bună calitate, dar este așa, o chestie în jurul Ploieștiului, nu se dorește, nu se vrea, nu se acceptă. Am avut, nu vreau să dau numele bazei, unde m-am dus cu echipa de Liga de Tineret, noi începem în duminică cu Rapid și nu ni s-a permis să, cu toate că aveam o înțelegere, să ne ducem să ne desfășurăm antrenamentul. Sub ce motiv? Sub diferite motive. Nu, pur și simplu nu s-a... Păi nu, adică joacă echipa mea. Posibil că se strică terenul, că nu a fost ce? Dat programul, că... Dar ce, intrați cu bocancii? Păi, la un moment dat am întrebat, dar ar trebui să ne antrenăm prin aer ca să nu atingem suprafața și eu sunt un tip care chiar înțeleg ce înseamnă terenul. Lucrând la Agi, acolo era un sistem de rotație a terenului, o zi să lași, o zi să intri și știu foarte bine că de important e și tot pentru noi și chiar l-am protejat la maxim. Chiar la maxim am făcut un exercițiu în aceea zonă. Tot timpul am schimbat zonele ca să nu afectăm terenul. Dar nu despre asta este vorba, să vorbim punctual de o situație. E vorba de principii. Eu am fost și sunt guvernat, eu personal, de principii și mă orientez după principii. Situațiile se rezolvă. Sunt situații care trebuie să adaptezi. Dar dacă toată lumea am fi orientat pe principii și mai mult de atât, am folosit proceduri, pentru că asta este în viziunea mea, a folosi proceduri într-un sistem bine organizat, ai foarte mare șansă de câștig. În momentul în care se întâmplă lucrurile așa, bate vântul în stânga, ne ducem încolo, mai bate vântul în dreapta, în partea cealaltă, șansele nu sunt ok. Pentru că din punctul meu de vedere, planificările, strategia de a face ceva și să faci efectiv ceva, sunt elemente de bază. Este un lanț. Dacă unul dintre cele trei scapă, s-a terminat și atunci se poate să ai și succes. Dar e succes numai pe termen scurt. Da. Cum de exemplu, eu vă mai spun și cu asta închei, m-ați întrebat de ce am găsit aici o mare problemă care eu trebuie să lucrez la ea, la mentalitatea părintelui, de a înțelege că un antrenor să fie la aceeași grupă mai mult de maxim 2 ani, nu este benefic. Este benefic pe termen scurt, copilul este mulțumit, este bine, este liniștit, același antrenor, dar nu este benefic pe termen lung. Pentru că pe termen mediu și lung este obiectivul principal. Ce va ajunge acel copil? Din punct de vedere educațional, în primul rând să ajungă un element pentru societate, să fie pregătit pentru societatea ca adult și în al doilea rând ca sportiv. În momentul în care un antrenor are grupa 6, 7, 8, 10 ani, nu mai poate să vadă obiectiv niciodată. Indiferent cine vine, și am avut situații prin care a trecut inclusiv la Academia Agi. Cu un antrenor n-a putut să vadă pe nimeni din jur, decât pe cei care el i-a crescut un număr de ani. Se implică emoțional antrenorul, se implică emoțional copilul și prin copil și părintele și totul va fi subiectiv. Creșterea copilului se va frâna. De exemplu, am fost trimis de Agi în 2008, eu am fost de la 2009 la Agi. 2008 m-a trimis la Academia Ajax și am văzut sistemul de lucru. Acolo sunt 4 antrenori și sunt 4 categorii de vârstă apropiate. Și la fiecare 6 săptămâni se învârt antrenorii sau grupele, cum vreți dumneavoastră, pentru că sunt 4 maniere de a conduce, filozofia aceeași. Dar unul este mai calm, mai liniștit, unul este mai glumeț, unul are tonul mai ridicat pentru a pregăti copilul de ceea ce urmează. Marius, eu pot să te înțelegi, chiar e ok ce spun, dar asta este valabil acolo, la ăștia mici.
Spune-mi cum faci de ăștia la 14, 15 și 16 ani, că nu mai vorbim despre chestii legate de emotivitate și chestii legate de participațiune și așa mai departe. Vorbim de bani! Credeți că e la fel? Cum adică? Adică împărțim o academie, așa? Sunt trei paliere importante, inițiere, dezvoltare și perfecționare. În asta mi-a spus deja la 14-15 ani, unde a trebuit să fie... Păi am dat-o 14-15, acolo se atașează jucătorul, deja... părintele. Da, și la aia mici mai tare, acolo e mai cronic. Păi nu, aici spun că ăla de 15-16 se apropie la un moment dat de 17-18 ani, bate la ușa performanței, vine să vinde, habar n-am, vine și-l vede Ajax și dă 500 de mii. Cine împarte bani? Clubul ia 500 de mii. Da. Și la un moment dat, Popescu, care este, nu e Popescu ăla de la Vulcan, vorbim de Ionescu de data aceasta, cel care l-a format, că l-a format, că a venit cu el de jos de acolo, are și el, are petrolul așa ceva? Eu nu știu să vă spun, pentru că nu că formează și el jucătorul ăla, are și el niște bani? Mi s-ar părea normal să fie. De exemplu, la Hagi era? Eu personal am avut procente, dar după aceea s-au întâmplat. N-am mai înțeles. Fost. Dar la Academia Viitorul Cluj, prin contract, toți antrenorii au trecut în contract 1%. Mai mare sau mai mic? Sau cum? Nu. În funcție de cât a lucrat cu jucătorul respectiv. Dacă ai lucrat 2 ani, ai un 2%, care 2% poate să însemne 10.000 de euro. Dacă e Christ, da. Vine Christ. Da, da. Orice poate să însemne bani. Pentru un antrenor care are un salariu prin care, cu care să trăiască în fiecare lună, dacă ai un procent, poate să însemne foarte mult. E de ajuns dintr-o generație sau la 3 generații, la 4 generații să vândă o academie, un jucător la 500 de mii. Gândiți-vă, 2% deja înseamnă bani. Dacă mai. Tu ai discursul ăsta pe care l-ai acum, e clar că poți să-i convingi pe unii, dar sunt câte unii morți și neîngropați, care de-abia vorbesc și care nu știu să explice o situație care, din punctul meu de vedere, așa explicată, stă bine. Să învârte, să măsucește, să răsucește, să nu știu ce, copilul poate vine acasă și nu mai plânge. Da, așa aici, eu părerea că totul se poate discuta prin argumente, expus foarte clar și părinții, vreau să zic, am avut o serie, nu știu dacă s-a făcut vreodată, personal eu, am convocat toate grupele de părinți, un volum de muncă foarte mare și m-am prezentat în fața părinților, așa cum a venit la noastră și am stat de vorbă și le-am explicat ce vrem să facem, ce filozofie avem, ce concept tehnic, ce metodică, că vom schimba antrenorii la fiecare 2 ani, foarte greu, unii n-au... Ei, despre asta era aia cu înjurătura de la începutul emisiunii. Da, dar prin argumente vreau să zic că toată lumea a înțeles. Și cei care n-au înțeles la ședință, le-a spus puțină răbdare și eu sunt aici de o lună și o săptămână. După un antrenament, după unul singur, explicam lui Ioan pe mașină, după un antrenament a venit și a zis, domnul profesor, ceea ce n-am văzut de când am copilul de 6 ani, n-am văzut asemenea tip de antrenament. Haide să încercăm, mai zic, domne, dacă ai 6 borcane de miere, n-ai cum să știi dacă e bun, dacă nu-l guști. Haide să vedem cum funcționăm așa. Dacă dumneavoastră veți sesiza niște schimbări și vă place, merge mai departe. Dacă nu... Iar lumea începe să se convingă, ceea ce sesizez este un trend ascendent și pozitiv la nivelul Academiei Petrol, pentru că văd că vine lumea către petrolul, văd că vin copiii către petrolul, părinții care sunt acum îi văd foarte dornici să se implice, chiar material. A fost părinți, domnule, am posibilitatea, aș vrea și eu să contribui. Îi văd foarte pozitiv și își doresc asta, ceea ce nu este un lucru rău. Păi, pentru mine... Da, vrea să dea, cum ar veni, cum ai spus, da. Dar poate că vrea să joace și fisul? Nu. Lucrurile sunt foarte clare. Le-am explicat despre instrumentele de valoare care le deținem. Nu există așa ceva. Că un părinte vrea să vină și am solicitat să se creeze cont separat pe academie și subconturi pe grupe, ca părintele, eu la 2012, e plăcerea mea să vin cu 1000 de lei și copilul când va pleca în turneu cu grupa, pleacă în Cehia, de ce 1000 de lei? Poate le luați o banană, o apă, o să aibă. Fiecare poate să facă asta. Ori noi am deschis porțile la colaborări, pentru că eu le-am spus părinților din primul moment, noi vă considerăm pe noastră parteneri. Noastră nu sunteți părinții copilului, noi sunteți partenerii noștri, care noi împreună cu noastră încercăm să susținem vârful, copilul, care e cel mai important. Noi cu tot ceea ce știm și am învățat, iar noastră cu susținerea morală și materială până la un punct. Pentru 2023 câți bani are alocați Academia? Nu știu să vă spun, pentru că eu sunt director tehnic, pe partea financiară nu m-am implicat, de fiecare dată unde lucrez mi se spune, trebuie să știu asta, nu vreau să le cunosc.
într-adevăr sunt importante, dar nu vreau să cunosc date, eu vreau să știu că sunt susținut, că avem tot ceea ce ne trebuie. Iar de când sunt aici, vreau să vă spun, s-au investit deja sute de milioane doar pe materiale sportive care au fost acceptate imediat, s-au făcut comenzile și ne-au și parvenit. Deci vreau să vă spun că am toată susținerea și o simt din partea conducerii toată susținerea posibilă. Lumea vrea să se schimbă lucrurile. Contează. Domnul Bonceru, că ați văzut vreun meci al Petrolului? Istoric sau în campionatul ăsta? Haideți să zicem în campionatul ăsta. Și. Am fost la ultimul meci. Cum ați nimerit omul ăla ăsta cu prima victorie? Așa, coincis. A venit să semnăm și am venit la un eveniment. Până la urmă, o sărbătoare mărescă farul. Ce v-a plăcut cel mai mult la meciul ăsta? Atmosfera din tribune. Vă zic sincer. Bine, eu ca cu background de jurnalist sportiv știu foarte bine cam ce în România înseamnă, cam ce galerie și cât sunt detalii. Unde mai pui că Petrolul... Păi dacă vine galeria Petrolului la Boiucan, e nenorocire. Nu e nenorocire. Tot orașul e fericire. Păi e nu, nenorocire, puneți ghilimele unde trebuie. Pozitiv. E super. Noi ne-am bucurat foarte mult. Cu toate că la noi politica din tribune este puțin, noi nu avem ultras. Noi nu avem ultras. Pe o să aveți. Nu avem în strategie ultras. Am înțeles. Noi ne bazăm pe fotbalul pentru copii, pentru familii, pentru bunelul care își ia copilașul de mână și merge în weekend să vadă un fotbal. Pentru mama, tata și tot așa mai departe, fiindcă noi avem și arena noastră de acasă, Joma Arena, este predispusă pentru așa ceva. Noi avem un colțișor unde copiii pot să se dea pe tobogane și să aibă alte distracții. Avem un food zone. Avem mai multe lucruri care presupun petrecerea timpului pentru familie. O altă față. Da. Revenim la Petrol. Te rog. Da, în afară de atmosferă. Atmosfera a fost superbă. Da. Mi-a plăcut și, așa zisa, mini-confruntare dintre două galerii a aceluiași club. Există și în Republica Moldova așa chiar ceva. Chiar trei la un moment. Marius e la curent, fiindcă la Zimbru era cam așa ceva. Oamenii foarte implicați, din ceea ce am văzut. Bine, nu vorbesc acum de galerii, galeriile e logic. Da. Oamenii, hai să le zicem așa, suporterii neutri, da, foarte implicați. Oamenii veniți la stadion în tricourile Petrolului, cu fularele Petrolului, cu cel mai important, cu vocea pregătită, cu palmele pregătite, cu susținere pregătită, a fost o energetică absolut aparte pe care noi, din păcate, încă în Republica Moldova nu avem. Păi dacă n-aveți ultraș. Și nu, noi nu avem ultraș. Da. Eu vorbesc în general Republica Moldova. Vă dau o paralelă, ca să înțelegeți. Am văzut că la Tiraspol meci Șerif Real Madrid. Așa. Club mare. Au venit lumea, imens. Da, imens. Au venit lumea să vadă Real Madrid. Nici, nu știu, 20% nu a fost atmosfera care a fost la meciul Petrolul Faro. Pentru o astfel de atmosferă este foarte important tradiția mișcării de suporteri. Bine, nu comparăm noi Petrolul. Petrolul are 99 de ani. E al doilea cel mai bătrân club din Superliga, sigur, dar cred că și din România la moment. Bine, nu mai luăm legendarele Carmen, Juventus sau... Da, le punem sau, pe cele care da, se regăsesc. Ripensa, da, da. Superb, minunat. Jocul, mi-a plăcut jocul, bine, eu... În sfârșit am ajuns și la da, joc. Eu cu partea sportivă nu. Ok, eu n-am jucat fotbal. N-am jucat. Te-am prins. N-am jucat fotbal. Iubesc foarte mult fotbal, n-am jucat fotbal niciodată. Nu știu dacă mă pricep, să zic alții, dar mi-a plăcut ce am văzut în teren, mi-a plăcut nervul, mi-a plăcut reacția. Cum a evoluat scorul la 2-0, părea că totul e clarificat, s-a văzut în teren că nu e chiar clarificat, dar reacție pozitivă, când scap un gol de 2-2 în minutul, nu știu, 89-90, cât a fost și Marchez al treilea, practic imediat în 90+4, dacă mi-am amintesc eu foarte bine, e o reacție extrem de bună, și Marius va fi de acord cu mine, extrem de bună a unei echipe care
are motivația și resursele, și aici este foarte important, resursele interioare necesare să revină în astfel de meci. Vreau să vă întreb pe amândoi, pentru că, uite, timpul alocat emisiunii se scurge cu repeziciune, așa se întâmplă când ai cu cine să discuți. Vreau să te întreb dacă s-a făcut vreo discuție vreodată, și repet, întrebarea este pentru ambii, ca toate grupele de la ambele facțiuni, adică și de la Buiucan și de la Petrolul, să joace în același sistem de joc. Asta în contextul în care ar fi mai ușor să vedem fotbaliști care să vină la Petrolul sau să se ducă la Buiucan și să joace același fotbal. Am să las pe Marius să îl fie specialist chiar. E specialist și a jucat și fotbal. Pe mine nu m-ați întrebat ce îmi place mie la Petrolul la meci. Pentru că și eu sunt nou în oraș și eu sunt nou în fotbal. Dar să nu uiți, să nu uiți. Nu uit, vreau să vă răspund și punctual. Ce ți-a plăcut? În primul rând, din punct de vedere fotbalist, mi-a plăcut ce a plăcut și colegului meu faptul că am văzut bătrânei și femei în vârstă care au venit la meci. Cu fulare, cu tricouri, copii, de toate felul, tot felul de oameni. Eu am văzut vânzările de la magazin care au explodat acum. Senzațional. Dar ce, știți, când vezi la televizor pe sonorul acela de fundal, nu îți dai seama. Dar când am fost acolo și când am văzut că toată lumea era un... în jurul stânga, meu, oameni, toată lumea cu fularele și pur și simplu, eu, și acum mi se face, mi s-a ridicat părul pe una, deci e incredibil așa ceva, cât fanatism, în sens pozitiv și o lume foarte civilizată. Lăsând deoparte micile derapaje care sunt, poate despre galerie, dar ceva normal, pentru care sunt cei mai pătimași, înțeleg și pe aceea, și la Zimbru era la fel și peste tot. Hai să vorbim de echipă. Așa, vreau să vă spun asta, priate, de echipă mi-a plăcut puterea lor, reacția lor, care au avut-o după egalare. Eu mă bucur foarte mult colaborând direct cu Florin Părvu, direct colaborez cu el, pentru că avem discuții săptămânale de promovare a jucătorilor și săptămâna aceasta am dat 3 jucători de la Liga de Tineri să facă antrenament la echipa mare și vreau să facem asta permanent, să permanentizăm tot timpul, să motivăm jucătorii pe Ploieștiului, să le dăm să simtă și vestiarul de la echipa mare, să facă antrenament la echipa mare, mai mult de atât, Liga de Tineri și Under 17. În fiecare zi, știți, înainte se schimbă prin tribune, prin baze, acum îl schimbăm în vestiarul echipei mari. Vine microbus și ea, îi duce la antrenament, îi aduce înapoi, fac duș, simt performanța, da. Și asta mi-a plăcut foarte tare și mă bucur mult pentru Florin, care îl consider și prieten, îl cunosc de puțin timp personal. Este un pătimaș, este un tip implicat total și mă bucur că a avut succes și, sincer, chiar dacă vin de la Academia AG, am lucrat foarte mult acolo, îmi spunea colegul Sebastian că cu un ochi râg și cu un ochi plâng. Nu m-am bucurat foarte tare și foarte sincer pentru victoria Petrolului și o spun public. Mă bucur pentru Florin că după o perioadă în care nu au fost rezultate și poate și ghinion, Noi la momentul ăsta puteam să fim în top 3. Sigur. Cu punctele care le puteam avea. Mă bucur foarte mult pentru el. Vis-a-vis de întrebarea care mi-a spus-o, asta ar fi logic, ar fi normal. Deocamdată s-a semnat un parteneriat, dar trebuie să discutăm la nivel tehnic, adică să intrăm puțin în detalii, dacă clubul Buiucan, Academia Buiucan, dorește până la acel nivel, ar fi bine, pentru că tu când iei un jucător de la orice nivel de vârstă, din contextul de la Buiucan, imediat că acela, dar lucrează pe un sistem. Sigur că și da. De lucru și sistemul și pui joc, direct în echipă. E mult mai ușor. Da. Logic. Iar eu nu m-aș duce că vin la prima întrebare a noastră în care ați vorbit cu colegul meu de un atacant. Pe mine m-ar interesa și un fundaș stânga și un atacant dreapta asta și un portar și un mijlocaș. Adică orice poziție cu jucători talentați care noi cădem de acord că au potențial să putem să-i aducem, să-i formăm într-un mediu la un alt nivel. Știți ce vreau să vă mai întreb? Sunteți un tip care sunteți recunoscut, rețineți, și știu un discurs pe care l-ați avut când erați la Zimbru Chișinău, împotriva presiunii puse pe echipă în ideea rezultatelor imediate. Da.
Puteți să detaliezi puțin? Da. Dar nu mult. Nu, foarte scurt. Presiunea nu face casă bună cu dezvoltarea. N-are cum. Nu are cum. Odată ce ai pus presiunea pe... Până la noi, în România? În România. N-ai presiune, n-ai nimic. Trebuie să schimbăm mentalitatea. Trebuie să schimbăm pe mentalitatea. Eu mă refer până la un punct. Până pe la 17 ani nu trebuie presiune, pentru că dezvoltarea trebuie să decurgă natural. Eu personal, dacă creez o echipă bună și câștig un meci cu o minge lungă, cu la bătaie, aiurea, nu am satisfacție. Și sunt foarte nemulțumit. Eu vreau să văd o victorie, că și eu îmi doresc ca toate grupele să câștige, dar în urma unei dezvoltări și unei pregătiri a fiecărui jucător să-și cunoască fișa postului și sistemul de joc și absolut totul foarte bine. Nu am nicio satisfacție. Mi s-a întâmplat să câștig cu rezultate foarte mari, dar n-am fost mulțumit, pentru că dacă eu bat pe o echipă cu 10-0, mă duc la antrenor și spun, de, având un adversar atât de inferior, de ce n-ai dat o temă? Trebuie să atingi ceva. Pentru că tu ai pierdut timp. Ai câștigat 10-0, ce ai câștigat? Trebuie să dai. Poate în urma 10 pase trebuie să marchezi. Poate în primele două treimi să faci ceva, în ultima treime să faci ceva. Să dai o temă, să câștigi ceva. A câștiga un rezultat, o cupă, o medalie, o diplomă, asta o poate oricine. Cumpără părintele, îi duce acasă la copil, îi umple vitrina. Nu, ăsta este scopul. Scopul este cel final. Iar tu, pregătind un copil, dezvoltându-l natural, după aceea trebuie să pui o presiune într-o anumită ordine moderată, ascendentă, da? 17 și Liga de Tineri, pentru că sus este presiune și noi știm ceea ce sună să spuneți, dar trebuie făcută cu foarte mare tact. Eu, la Academia care l-am condus până acum și inclusiv la Petrolul, prima mea ședință a fost în acest moment, v-am luat presiunea rezultatului vouă, la antrenori, nu mai vreau să aud rezultate, că rezultatele vă duce la următorul fapt. Ai 20 de copii în echipă, vei folosi, dacă joci 7+1, numai pe aia 7+1 și poate vreo 2. Ceilalți, al 15-lea, al 16-lea, al 20-lea, nu mai are șansă să se exprime. Și poate, cine ne poate spune că acel jucător în 2 ani sau în jumătate de an nu va exploda? Nu, noi trebuie să le dăm tuturor șansa, tocmai pentru că nu ne interesează rezultatele. Sus ne interesează, aici nu ne interesează și fără să le dăm tuturor presiune. Am luat presiunea de pe antrenor, antrenorul nu mai pune presiune pe copil, nu mai ceartă. Copilul se duce fericit acasă, chiar dacă pierde, antrenorul trebuie să-i spună, am pierdut niciun fel de problemă, dar data viitoare câștigăm. Trebuie să găsească maniera de a face pe copil să nu plece supărat. Copilul, dacă se duce acasă în regulă, nici părintele nu mai pune presiune și nici el nu mai are presiune. Nu a fost este vorba la Petrolul niciodată de treaba asta, vă spun cu mâna pe inimă. Aici, dacă nu câștigai, era dezastru. Știu, și asta trebuie să o exclud. Trebuie exclusă, da? Le-am spus părinților, ne-am explicat tuturor la acele ședințe. Acest lucru trebuie să luăm dacă noi vrem să avem copii sănătoși. Altfel punem presiune care și copilul va plânge la fiecare eșec, la fiecare pasă greșită. Părintele îi face analiza, părintele se implică peste antrenor. Antrenorul îi spune stânga, părintele îi spune dreapta. Atunci eu vă spun un lucru, eu cum mai pot să evaluez antrenorul? Pentru că îi spun antrenorului, trebuie să lucrez pe liniile astea. Părintele vine și spune altceva. Antrenorul poate să-mi spună mie, sigur, duc la extrema asta, zic antrenorul, dar tu de ce mă evaluezi pe mine? Păi n-ai văzut că părintele se bagă peste mine? Ori asta vrem să le excludem și vreau să vă spun chiar astăzi, am emis deja, am lucrat la regulamentul de ordine interioară pentru copii, pentru antrenori și pentru părinți și astăzi l-am pus pe grup până la ora 15 au de rolul să le studieze și la ora 15 am întâlnire cu antrenorii, cu toți antrenorii în ședința tehnică săptămânală care lunea se întâmplă la Petrolul. Numai 3-4 cuvinte sau 3-4 fraze vizând fotbalul feminin mă interesează. Avem numeric incredibil ce am găsit aici, la Cluj ne-am chinuit, am putut să, pentru clasificarea academiilor, ca să putem participa, abia am făcut două grupe de fetițe, aici sunt peste 50 de fete și talentate, sunt fete de lot național, trebuie să avem sunt ale Petrolului? Mari. Da, da, sunt ale Petrolului, toate. Vedeți să nu dispară. Sperăm să le putem ține. Păi sunt despre asta e vorba, vedeți că sunt chestii legate de duble legitimări, sunt chestii legate, multe nebunii. Dacă aveți nevoie, mai dezvoltăm. Bine, trebuie să ne informăm și aștept informații de partea noastră. Bine. Ați spus la un moment dat tot la Zibru Chișinău că educația și caracterul ar trebui să fie impecabile, deoarece imaginea contează. Vă mai nuanțați discursul? E cea mai, nu, imaginea este cea mai importantă. Nimeni nu o să spună că Popescu, antrenorul la Under 17 sau Codescu, directorul tehnic sau antrenorul de la Under 12 pe nume. Nu. Acela
care reprezintă imaginea Academiei Petrolul. Pentru că am văzut acum de curând, fac o paranteză, nu contează numele, vestiar lăsat de ligă, jucătorii unei echipe de Liga 1. Mi s-a părut degradant de-a dreptul și am spus așa ceva, cât timp sunt eu în Academie, nu se va întâmpla cu nicio grupă. Pentru că va suferi antrenorul în cazul ăsta. Noi trebuie să avem foarte mare grijă pe educația copiilor. Să educăm, să fie corecți, să fie respectoși, să fie ordonați, să fie curați. Trebuie să punem foarte mare accent pe lucrurile acestea. Domnul Gonciaru, că ultima întrebare vă este pentru dumneavoastră, așa cum ați deschis această producție, așa o și închideți. Spuneți-mi de ce, am atins un pic subiectul, doar am trecut razant, de ce campionatul din Republica Moldova nu poate fi urmărit la televiziune? Nu poate fi urmărit la televiziune unde? La noi? Nu, la noi. Vrem să vedem de ce, ci eu sunt la curent asta, toate drepturile asupra campionatului, la noi există ligă profesionistă și de toate drepturile, inclusiv cu organizarea, se ocupă Federația Pariuri sportive aveți? Nu, nu avem legea. Motivul? Nu îl înțelegem nici noi, noi facem lobby deja de ceva timp, dar guvernarea nu vede cu ochi pozitiv. Punând semnul egal între pariuri sportive și păcănele. Nu știu de ce. N-are nicio legătură una cu alta. Știm toți. Și nu încerca să expuneți, să vorbiți? Ba da, dar se discută, dar deocamdată degeaba, da. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să le mulțumesc distinșilor invitați pentru prezență. Mulțumesc. Și să-i mai chemăm cu altă ocazie, cel puțin... Eu am avut o surpriză plăcută prin venirea ambilor. Aș vrea ca Petrolul și Buiucaniu să fie atât de bine înfrățite încât lucrurile să meargă rotund, așa cum mie mi se pare normal să fie între două entități fotbalistice, așa cum explica și domnul Codescu. Dumneavoastră vă dau întâlnire săptămâna viitoare când, după un primul derby de calitate, Petrolul să vină de la București neînvinsă din meciul cu Rapidul. La revedere, numai bine!